Noi nu ridicăm imunități, nici nu încuvințăm sau nu încuvințăm arestarea unor deputați sau senatori sau altor persoane. Noi astăzi vom spune dacă hotărârea care ei au adoptat-o și în sfârșit au publicat-o este sau nu este conformă cu Constituția. Veți da o hotărâre clară? Adică... Totdeauna dăm hotărâri foarte clare. Pentru noi sunt foarte clare totdeauna. Adică veți spune exact ce va trebui să facă Senatul în cazul în care hotărârea este invalidată? Îmi cereți prea mult deja, îmi mulțumesc, la revedere. Dacă hotărârea este invalidată, se poate relua votul din Senat sau consecință? Păi dacă hotărârea ar fi invalidată, nu ar mai exista o hotărâre și atunci ar trebui să iau o altă hotărâre, nu? Dacă știi răspunsul, de ce pui întrebare? Altceva vreau să vă întreb. Dacă spune legea fundamentală un lucru și o lege încă în vigoare spune altceva, Senatul, după care lege trebuie să se ia? Este un text în Constituție care spune, articolul 1, aneatul 5, spune așa, că în România respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie. V-am răspuns. Mulțumesc. Să aveți o zi minunată. Constituția în 25 martie când au dat votul? Nu cred. Eu mai degrabă aș spera că n-au cunoscut-o.